oameni buni, o să tot urmărim imaginile. Știi ce am observat un lucru? Asta la o parte, eu cred că e ceva mult mai important decât fotbalul aici. Și o să vă povestesc și o mică întâmplare. Eu cred că e ceva mult mai important decât fotbalul. Deci lăsăm la o parte bucuria calificării, faptul că începe să crească o nouă generație, da, mai înțeles, cu meciuri mai bune, cu meciuri mai puțin reușite, dar vedeți ce înseamnă încrederea. Eu cred că s-a întâmplat altceva și de-aia, cum să spun, chiar trebuie să le fim, nu vreau să folosesc cuvinte mari, așa cum unii își cereau scuze de două zile, mi s-a părut un spectacol penibil, efectiv penibil, așa. Nici eu acum nu vreau să cad în partea elantă și zic, mamă, au venit extratereștri și așa mai departe. Dar trebuie să fim recunoscători, sau hai să nu zic recunoscători, să nu par așa, trebuie să fim fericiți. Că, și cum să spun, trebuie să avem așa un gând din inimă către Edi Ordănescu în primul rând, da? Pentru că toată lumea zice că el e artizanul acestui grup și pentru jucători, bineînțeles, pentru că știi ce am observat? Lăsând la o parte fotbalul, m-am uitat și aseară pe stadion, bă, parcă s-a unit iară țara, oameni buni. Deci nu știu dacă ați simțit asta. Uite, mă uit și la băieții ăștia, mă uit la suporteri. Uniți sub tricolori, bă, impecabil aseară. Impecabil. Așa, cum să spun, se încurajează o echipă națională. Deci, ce să mai zic? Dacă mă punea cineva să le dau notă, le dădeam un 10 cu plus. Au fost fantastici cei de la Uniți sub tricolori. Ce atmosferă. Adică vreau să zic că se poate. Dar asta a venit, da? Asta a venit pe un curent de unificare, pe un curent de entuziasm. Toată România este fericită. N-ați simțit că parcă suntem mai uniți? N-ați simțit că parcă suntem mai buni? Da, mai buni, am zis foarte bine. Pentru că, vezi, tot noi până la urmă, și nu mai referim aici la presă, noi oamenii până la urmă, facem acel curent, noi dăm drumul și creștem acel curent de hate, de contestare permanentă. Și normal, fac asta și suporterii, face asta și presa. Dacă toată lumea asta face, la un moment dat asta rămâne. Hate, nimic nu e bun, nici măcar un gol nu mai e bun, nici măcar o victorie cu nu știu cine. Nu mai e bun. Și atunci când apare acest curent de hate care nu se mai termină, mai înțeles? Normal că toată lumea aderă la el, da? E, dacă vreți, în trend, da? Dar uite-te că putem să schimbăm lucrurile. Uite-te, Mihai, că avem o Românie. Parcă nu ți se pare că e România mai unită? Eu am văzut oameni fericiți. Uite, m-am întâlnit jos cu băiatul de la poartă. Bă, un zâmbet pe el, ați văzut aseară, Doamne. Bă, fericit. Nu mai vorbesc la stadion. Scutierii. Mi-am făcut poze cu scutierii ieri când am ajuns. Doamne, hori, hai să... Scutierii ăia cu scuturile alea. Cu scutieri ăia pe care lumea îi înjură, oamenii nu-și fac decât datoria. Și am făcut poze, adică și pe fețele tuturor, până și a celor, să zicem, puși să asigure ordinea, vedei bucurie, vedei fericire, vedei... Și bă, ce? Bă, mândri, bă, că suntem români! Bă, suntem români! Asta trebuie să nu uităm. De ce? Să scrie istorie în spate. Da, da! Scrie și uite, ceva. Mă, povestești ceva, apropo, și că suntem mai buni, dar ceva minuscul, mai repede. Așa. Mi-am pierdut buletinul aseară. Mi-am dat seama azi dimineață, mai înțeleg? Mai bine că îți dăm unul de pe 30 de ani. Stai puțin, mi-am pierdut buletinul, știi, aseară, știi? M-am și enervat, zic, numai la asta mă gândeam, iară, du-te la pandele, la primărie, acum fă-ți hârtii, fă-ți alea, că eu stau la pandele, adică numai mă gândeam la toate aia, știi? Plec pe mașină așa, aveam un dinte, așa. Așa, pac, mesaj pe Facebook, mai înțeles, la Ivanovici. Sunt cu Tărescu, nu știu ce, domnul Horia, când începeți emisiunea, nu știu ce. Așa, v-ați pierdut buletinul? Zic, da, zice, un prieten de-al meu l-a găsit pe jos la intrare, pe Maior Coravu, nu știu ce, așa, zice, să-l sunați, așa, îl sun pe om, pe Mihai, și mulțumesc lui Mihai care mi-a găsit buletinul, bă, adică facem gesturi de oameni buni, imediat, înțelegi, adică, bă, un gest imediat de om bun, dar asta vine și pe fondul la ce ne-a adus fotbalul, ce ne-a făcut mai buni, a unit țara, ne-a făcut mai mândri, ne-a redat identitatea aia. Adică omul imediat, altul poate zicea, mai înțeles, dacă era hate-ul ăsta pe mai, mai dă-l în măsa, bă, dă și pe umflatul ăla de la fanatic, mai înțelegi și alea. Bă, dar oamenii sunt mai buni, oamenii vor să facă lucruri, oamenii se simt solidari, oamenii sunt, bă, suntem noi ai noștri, suntem români, mai înțeles? Și uite cum mi-am găsit buletinul și încă o dată îi mulțumesc lui Mihai, care un băiat extraordinar, vine de la Unire, să-i dea lui Silviu, al meu, lui Vănu. Acum, dar l-am simțit pe om, bă, bun, la telefon, adică un gest de om bun, mai înțeles? Pare minuscul, bă, că nu e adevărat. Bă, din gesturi din astea se creează o țară. Din gesturi din astea creștem ca popor, oferim ceva generațiilor și mă bucur că această generație tânără ne-a reînvățat să fim români, Mihai. Ce te-a emoționat cel mai tare? Ca o completare la ce ai spus. Da. Este prima oară când observ că încă o jumătate de oră după ce s-a terminat meciul, a plecat lumea după stadion.
mă uitam, au fost momentele acelea care le-ai prezentat tu cu... Da, și care sunt, în, care, fost... care sunt, rulează asta? În continuare. Uitați-vă dacă a plecat cineva de pe stadion. Cu telefoanele alea prinse, cu aia, cu aia, cu aia. Lumea care a fost la stadion. Bă, chiar aseară eu cred că n-a învins echipa națională Elveția. Eu cred că a învins România. Toată România. Toată România, o echipă cu care am jucat. Senzația care am avut-o eu. Asta e senzația pe care am trăit-o eu. Această care vreau să le mulțumesc, știi că, cum ai, așa cum ai spus tu, și cei care au un dinte împotriva noastră și care ne-au contestat și care... Dar poate putem... ascultă-mă, poate v-au făcut un bine. Este... Eu cred că v-au făcut un bine. Nu poți, dacă ești numai pe aripile laudelor, nu poți să construiești. Bineînțeles, corect. Bineînțeles. Nu. E foarte bine. Mihai, e foarte bine că ați stat sub presiune. Nu există performanță fără presiune, crede-mă. Nu există. Da. Nu există. De acord cu tine, dar vreau să subliniez că aseară au dispărut orice fel de animozități între X, Y, Z, grup, legiune, Pluton sau companie. Nu. Toată lumea din stadionul a fost o lume care și a fost... Și nu doar asta, tu știi mai bine că ai fost, ca să zic așa, cu mărimile, da? Vezi că e prezidentul. Nu. Vezi că nu e ședința la 1, e ședința la 11, peste o jumătate de oră. Nu, vezi nu, că nu, te-ți nu, plece. Nu. Mihai, lasă asta, dar tu l-ai văzut și hai cu ochii buțin. Tăi. Doar atât vreau să mai spun. Mai înțeles? Bă, Hagi s-a îmbrățișat cu Burleanu, Mircea Lucescu cu Hagi, Anghel Iordănescu cu Mircea Lucescu, Adrian Ilie cu, nu știu, cu Gardoș. Uite-te la poza asta că nu credeam vreodată că o să o fac. Da? Ia. Ia, puneți aici pe cameră. Deci poza Adrian Ilie, Mircea Lucescu, Gică Hagi. Da? Cam așa arată poza. Da? De ce nu credeai niciodată că o să o faci? Pe că nu, știu, nu credeam vreodată că ajungem în același moment undeva să ne bucurăm toți de da. Un spectacol. Deci, Mihai... Lucescu, să zice Hagi la Burleanu, da? Că n-a fost un admirator Gică la început. Numai că Hagi este un om care și el respectă pe cei care construiesc, așa cum voi îl respectați pe Hagi. Hagi n-are cum să nu fie respectat. Exact. E un uriaș, e un titan. Asta are și el meritul lui, Gică Hagi, cu tot ce s-a întâmplat. Asta, nu, da, asta văd. Bă, toate pozele astea, lumea mă cu zâmbetul pe față, fără ură, fără priviri piezișe, fără degete ținute, mai zis, eu cred că, cum ai zis și tu, cum am zis și eu, și cred că toți suntem la sentiment, eu cred că toată România, ne-am unit toată România și, cum ai zis tu foarte bine, am învins Elveția, nu doar cei 11 jucători. Nu, mă gândeam aseară, chiar le-am spus la toți din jurul meu atunci, asta nu e victoria noastră, este victoria României. Uitați-vă ce este în jurul nostru, sunt 50.000 de oameni care reprezintă încă 18 milioane care sunt în spate, pentru că acela sentiment, eu cred că l-au trăit toți în fața televizoarelor care n-au apucat să vină. O să vreau, o să rog regia pe parcursul emisiunii să primești și o audiențele. Și aseară? Dacă nu le avem, vorbiți cu prietena mea, cu Brândușa. Și aseară? Cu Brândușa să aflăm și noi, Adi, să aflăm și noi audiențele de aseară, că-s convins că a rupt Antena 1. Și aseară, în afară faptului că am avut ocazia să-mi revăd prieteni vechi, Rică Răducanu, Relu Munteanu, Ilie Năstase, lasă-l pe Hagi, cu Hagi am stat mult și cu președintele, cu Răzvan, cu aia de vorbă așa. O grămadă de oameni din sport, din diferite etape de-a lungul timpului, care aseară au venit efectiv din dorința de a se simți din nou. Nu, și de a fi alături de națională și de a se simți iarăși români și victorioși. Păi cât toți aia 50.000 de oameni să vedea un tricou lui Adrian Ilie, acum nu știu, al lui Gardoș, acum nu știu câți ani, al lui Stanciu, al lui Alibec, în tricoul lui Ianis, în tricoul Ianis, lui Alibec. Ianis, aia ei vin să fie învingători. Dacă tu ești învingător, le dai senzația că și ei sunt în teren și joacă fotbal. Asta e senzația care o trăiesc eu la fiecare meci. Asta mă emoționează foarte mult. Doi, pentru că spui, eu am foarte multe momente aseară pe care le-am trăit așa la limita emoției dusă până la lacrimi, știi? Mă uitam la jucători. Și înainte, că mă duc și înainte, stau pe acolo, în bestiar, cu ei, cu Edi, cu astea, și după meci, știi? Mă uitam la ei așa. Băi, plăcerea, chiar dacă a jucat, chiar dacă ne-a jucat, plăcerea de a fi împreună și bucuria de a fi împreună. Este ceva care eu cred că aici a meritul mare la Edi, că i-a adunat. Și cam și... În primul caz, când am zis de animozități, orice fel de animozitate, dacă există, nu știu, dispare. Și atunci forța unui grup vine din această unitate care... Stadion, public, staff,
oficial echipă. Cum ai spus tu, personajele anexă, salvările, oamenii de ordine, toți au împins de la spate o echipă națională să câștige meciul de aseară, părerea mea. Și mai e ceva, mă uitam, cea mai mare bucurie a mea au fost oamenii, erau oameni. Sigur. Oamenii din jurul meu, oameni veniți din Satu Mare, din Zimnicea, din Bârla, din... Ori au venit de la Brașov, prieteni de-ai mei, am stat cu ei de la 4 până seara la meci. Da, să da, plecăm. Da. Din da, toate părțile deci, au venit. Mă uitam în jurul meu pe stadion acolo și vedeam, o vedeam românul simplu, românul amărât, tată, care, cum să spun, de-abia o duce de pe o zi pe alta, că-s mulți care de-abia o duc de la o zi de alta cu 3.000, 4.000 de lei salariu. Și așa mai departe. Deci, oameni fericiți, oameni pentru care nu mai conta că bura afară, că nu bura, au uitat că s-au mărit iară prețurile la gaze, la alea, că vine iarna, că nu știe. Bă, bucuria aia, regăsi pe chipul lor bucuria aia și mândria de a fi român. Oamenii erau mândri că sunt acolo pe stadion, știi? Erau mândri. Florine, cum ți s-a părut? Da, mai ales... în ultimii ani, când nu prea am avut așa, cine știe ce succese la echipa națională și parcă lumea mereu, nu știu, se lega de ceva. Era un rezultat bun, era un rezultat slab, cel negativ ieșea mereu în evidență. Și acum am avut așa un moment în care parcă au ieșit din starea asta cu toții și s-au unit așa, au văzut în sfârșit. A venit această performanță și i-a unit pe toți. Sper să fie, cum zice Horia, să fie un trend. Pentru că trendul în ultimii ani parcă a fost de hate. Lumea nu prea mai reușea să facă față și, nu știu, sper de acum înainte să reușească. Între generațiile care au fost anii 90 și care mereu s-au avut acele rezultate și fotbalul din ultimii, hai să zic, 10-15 ani, care numai n-a mai fost la același nivel și nu, cumva nu puteau să depășească momentul respectiv și să vadă, bă, nu mai e același fotbal, nu mai sunt aceiași jucători. Fotbalul a progresat. Adică să facă cumva diferența între ce a fost acum 30 de ani și ce e acum. Și parcă, bă, nu știu, momentul ăsta așa i-a unit pe toți. Și, Da, și mă uitam aseară la sportivi din alte... De exemplu, a stat cu noi acolo doamna Lipă, cu Mihăiță, cu Covaliu, cu Boroi, cei de la Comitetul Olimpic, da, președintele și secretarul general. Domne, trăiau meciul mai intens ca noi, care suntem parte din fenomen, să zic, suntem direct implicați și interesați ca să câștigăm, nu? Da. Că nu putem să ne ascundem, că ne dorim să câștigăm, pentru că de-aia suntem puși acolo. Bă, mă uitam la ei, cum au trăit această bucurie, zicei că sunt niște suporteri din peluză, domne, eu n-am văzut așa, mă uitam la doamna Lipă, care are probabil... Nu știu câte medalii, la Mihăiță la fel, de gât, Boroi la fel. Lipă, care e un monument. Ce să mai... Da. Ce să mai...